Credincioșii din Mangalia se pot închina la un fragment din moaștele purtătorului de biruință, la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul. Comunitatea de la malul Mării Negre a primit darul de mare preț de la o biserică din Atena. Racla în care au fost așezate sfintele moaște a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a oficiat și Sfânta Liturghie. Racla a fost așezată spre cinstire în altarul de vară al bisericii. Iată-ne la această bucurie! După ce biserica aceasta, prima biserică din Mangalia închinată Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, a fost restaurată și are o frumusețe atât de învietoare, s-o privești și văzând chipurile sfinților care sunt vii și ne învie să ne rugăm, iată astăzi avem marea bucurie să sfințim racla cu sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, primite de la Atena. Este o mare binecuvântare pentru biserica aceasta să aibă și părticică din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Este primul pomenit între mucenici, pentru că viața Sfântului Gheorghe este atât de copleșitoare. Piatra de temelie a Bisericii Parohiei Mangalia I a fost sfințită în anul 1914, lucrările fiind finalizate în 1929. Lăcașul a fost resfințit în 2021.